Poliția română aniversează astăzi 200 de ani de existență. Evenimentul a fost marcat la Drobeta Turnu Severin printr-o festivitate ce s-a desfășurat la Palatul Culturii Teodor Costescu și la care au fost prezente autorități locale și județene. Cu acest prilej au avut loc avansări în grad a polițiștilor care s-au remarcat în activitatea desfășurată. Zeci de polițiști au participat la festivitatea organizată la Palatul Culturii din Drobeta Turnu Severin pentru marcarea celor 200 de ani de existență a Poliției Române. La eveniment s-au aflat reprezentanți ai autorităților locale și județene care au ținut să-i felicite pe polițiști pentru activitatea desfășurată. Menirea legală și creștină a instituției, a profesiunii dumneavoastră, este aceea de a fi aproape de semenii noștri, de a-i proteja și a le asigura un climat social calm și echilibrat. În calitate de locuitor al orașului, eu vă mulțumesc pentru încrederea pe care mi-o dați că trăiesc într-un oraș liniștit. Pentru liniștea pe care mi-o dați atunci când merg la serviciu și apoi mă întorc acasă. Prezent la eveniment a fost și președintele ATOP Mehedinți, care a ținut să încurajeze pe tinerii proaspăt intrați în rândurile polițiștilor. Acesta le-a cerut să fie ambițioși și să nu uite că ei reprezintă viitorul. Nu-mi plac unele expresii de genul ce făceam noi nu se mai face astăzi, ce oameni erau în poliție ieri nu mai găsești astăzi, nu mai e cu cine să lucrezi. Nu acesta e adevărul. Au fost polițiști buni și înainte, sunt și acum. Societatea a evoluat, v-a schimbat și dumneavoastră. Faceți parte din societate, nu sunt nici mai buni, nici mai răi. Important este să vă faceți datoria. Poliția română, structură de bază a statului român, sărbătorește 200 de ani de atestare documentară. În calitate de reprezentanți ai statului, investiți cu autoritate și responsabilitate, polițiștii au îndeplinit una dintre cele mai nobile misiuni din societate, aceea de a sluji cetățeanul, adevărul și dreptatea. Festivitatea s-a încheiat cu avansări în grad pentru polițiștii care s-au remarcat în activitate.